Și acum propun să ne deplasăm mai spre nordul țării, la Soroca. Cine a spus că romii niciodată n-au fost la război? Încă din cele mai vechi timpuri ale istoriei, această etnie s-a făcut remarcată în timpul invaziilor otomanilor pe meleagurile noastre. De exemplu, pe timpul lui Vlad Țepeș, din lipsa de oameni și resurse, domnitorul a apelat la șatrele de țigani robi deținute de boieri și mănăstiri, promițându-le romilor dezrobirea, dacă vor alege să lupte alături de el contra turcilor. Entuziasmați la început, țiganii au acceptat pe loc. Grupul de țigani a primit astfel haine și arme, devenind un nou corp în armata valahă. Ei, asta ca o mică introducere, deoarece Undă Verde în continuare vom da interviul realizat de colegul Dumitru Vosmeric cu baronul romilor din Republica Moldova, Artur Cerari. La moment considerați că Republica Moldova are nevoie de armate, de forțele armate? Eu socot că orice stat trebuie să aibă armată națională, teritoriu, altfel cum tineretul a devenit bărbat, cum se zice, toate calitățile lui. El trebuie să treacă și armata, să facă și studii și să fie, cum se zice, fecior destoinic a acestei țări. Atunci, de ce la romii armata nu se bucură de o mare popularitate, cum credeți? Să știți că asta e o întrebare foarte bună și, respectiv, ea necesită niște opțiuni care ar ține de calitățile naționale a romilor. Deci romii, de când sunt ei, nu prea au vrut să facă armat. Dar trebuie să recunoaștem acest fapt și acest caz. Chiar eu, cu regret, n-am dorit să fac armata și să știți că nu mi-ar strica și mie armata să fi devenit înapoi un tânăr de 18 ani. Dar romii nu fac armata din consideretele că sunt căsătorii foarte de grabe și 2-3 copii la 20 și 1 la 18 sunt căsătorii mai temporare. Dar n-aș spune că e o tradiție națională, dar aș spune că eu totuși aș dori ca romii să facă armata, dar reieșind din considerentele. Asta trebuie, acum, la ziua de astăzi, trebuie să aibă și studii, ce soldat fără de studii. Dar, cu regret, avem aceea ce avem. Și eu am spus și mă repet întotdeauna. Întrebarea numărul 1 și durerea sufletului, nu numai meu, dar întregului neam. Asta este studiile și școlarizarea copiilor. Dacă serviciul militar este o ocazie bună de a te integra în societate, dumneavoastră întotdeauna ați promovat această idee și ați optat pentru aceasta ca romii să fie integrați cât mai bine în societate. Serviciul militar oferă această posibilitate. Atunci, de ce dumneavoastră nu promovați serviciul militar în rândul etniei pe care o reprezentați? Am fost întotdeauna pentru promovarea, adică nu numai culturii, dar și a învățământului, dar cu regret așa a fost din timpuri, că noi romii nu prea chiar se uitau ca noi să facem studii sau etc. Noi știam întotdeauna, noi suntem romi-ciocănari, noi suntem cel mai vechi complex industrial militar de pe fața globului pământesc. Noi eram ferari și întotdeauna ferarii erau la un nivel mai sus cu stabilirea lucrului. Să lucreze, să facă manufactură, manopere, deci săbii, cuțite, topoare, tolerde, săbii. Deci tot asta a ținut cont de cine? De romi. Și la noi de mic copil, deja de la 4, 5, 6, 7, 8 ani, dar țigănașul știa să înfoaie foile la horn. Cum se zice, este o zicală, că țiganul cum s-a născut, deodată cu ciocanul în mână. Și mai înainte cum erau? Țiganii erau nomazi, se duceau, vineau dintr-un sat în altul, dintr-un teritoriu, dintr-o țară în alta. Și sunteți la curent că Ștefan cel Mare, când au năvălit turcii asupra Moldovei, deci s-a dus la Sigismund să ceară armament. Și acela a spus, nu-s probleme, îți dau cât armament îți trebuie, îți dau, dar o să trebuiască ca să plătești cu aur. Acela spune, păi am aur, dar îmi trebuie acum că la mine e stare de asediu, au năvălit turcii, eu trebuie să mă apăr țara, n-am cu ce întreține armata, soldații. Dar Sigismund îi zice, bine, dacă nu, dă niște marfă, niște cai, niște vite. Acela spune, cu ce să călărească armata și cu ce am să întrețină cu mâncare, cu hrană armata. Ei, atunci dă o bucată de teritoriu. Și dacă ar da Ștefan cel Mare o bucată de teritoriu, atunci l-ar înțelege pe dânsul ca trădător de interesele țării. Și atunci Ștefan cel Mare a făcut a patra variantă. Romii care erau între Ungaria și România, adică Transilvania, Banat, romii ferari care erau meșteri scusiți, i-a chemat la Soroca, cea mai mare tabără a romilor, asta era a ciocănarilor, și i-au făcut la întreaga armată, și cuțite, și săbi, și topoare, și de toate felurile armament.
tot ce a cerut Ștefan cel Mare, tot a îndeplinit. Iată care era istoria. Ați participat întotdeauna activ la această armată. Băi, oameni buni, noi vrem să vă spunem că noi întotdeauna am fost mereu aceia care suntem și în ziua de astăzi. Puțin poate că ne-am mai schimbat cu cultura, cu dansurile, cu folclorul, cu etc., dar noi întotdeauna am promovat o politică pașnică. Totuși, dumneavoastră cunoașteți vreo personalitate de etnie romă care, nu știu, a ajuns un general poate în armată, adică un militar rom? Cum se zice, poșta țigănească lucrează numai rău ca Masadu, ca Țărău și KGB-ul. Deci poșta țigănească are atitudine de aspect informativ. Dar noi cunoaștem, de exemplu, ia că să luăm din istorie, tăticul mămica mea a făcut armata română, aici la Soroca. Aici era un batalion, infanterie, ce era înainte de al doilea război mondial. Unchiul, tăticul meu, Petrea și Nicolae. Deci Nicolae era ales, era un rom din Soroca, împreună cu frații său, cu Petru, și au făcut armata la regele Carol al II. Și el, Nicolae, era, Dumnezeu să-i ierte pe ambii, în garda de onoare a regelui. Celălalt frate, Petrea, a făcut în infanterie. Deci noi suntem ca de atare, adică băștinași din Soroca și nu numai. Iar în al doilea război mondial, când a venit al doilea val și i-au luat, au venit rușii, l-au luat și pe bunelul meu, adică tata lui tata. Și el a ajuns până la Berlin. Acolo, 9 mai, tot și s-a întors acasă. Noi suntem ca atare oameni care cunoaștem și arta militară, adică și, mă rog, din neam. Unica cu regret, eu n-am făcut armata, că a venit așa în vremea, că m-am căsătorit de grabă și aveam doi copilași.